Dragi balanțe, bine ați venit la horoscopul lunii ianuarie. Înainte de a vorbi despre zodia voastră cu tot ce se întâmplă interesant pentru voi, vă amintesc că în plus față de acest film puteți găsi Astrodrama lunii ianuarie, o analiză a tuturor aspectelor majore și vor fi foarte multe, vă asigur, care au loc în luna ianuarie și care fac referire, bineînțeles, la evenimente care vă privesc și pe voi și ceea ce acolo am spus la modul general, acum voi aplica pe harta voastră, pe șablonul care vă reprezintă pe voi. În plus, nu uitați că voi sunteți beneficiarii încă de lunile trecute a unui film bonus, analiza relațiilor pe care le aveți cu celelalte zodii, căutați-le în playlist, undeva mai jos, nu căutați în primele zile că cred că au trecut vreo două luni de atunci. Și, bineînțeles, horoscopul anului 2021, în cazul în care nu l-ați văzut, că urmează evenimente majore pentru voi, balanțele. Unele chiar în această lună și abia aștept să vă vorbesc despre ele. Interesant este că nici luna asta nu trece nicio planetă prin zodia voastră și o să mai treacă mult până când din nou veți fi în centrul atenției. Până undeva în partea a doua a anului, când ceva se va mai mișca prin balanță, s-ar putea spune că voi treceți un pic pe planul 2, dar nu chiar așa, pentru că voi sunteți una dintre acele zodii de aer foarte favorizate de nou mutatele planete în Vărsător, Jupiter și Saturn. Aici vorbesc despre cei care au soarele în balanță, nativii balanță, cei care au ascendentul mai puțin. Pentru că voi veți primi, deocamdată e vremea balanțelor de început de zodie, voi veți primi trigoane foarte benefice, foarte constructive, de susținere, care vă dau chef, vă dau putere de a vă apuca de lucruri foarte importante, de a vă trăi viața din plin. Sunt niște trigoane foarte rare, un trigon de la Jupiter este odată la 4 ani, iar de la Saturn odată la aproximativ 10 ani, deci sunt aspecte rare, dar care vă umplu bateriile la maximum într-un sector care vă convine de minune și despre care o să vorbim imediat. Spuneam că nu trece nicio planetă pe aici, în schimb, ziceam că vă ajută foarte mult planetele din zodii de aer, dar hai să vedem ce face guvernatorul vostru, Venus. Venus guvernează balanța și Venus are ceva activitate în această lună. Stă în Săgetător până pe 8, după care intră în Capricorn. Cât timp este Venus în Săgetător, mai are un mic dar pentru voi. Pentru că va forma un trigon foarte bun, un trigon de foc, deci Venus în Săgetător cu Marte în Berbec, un trigon de foc care poate să vă ofere curajul de a lua niște decizii majore, de a schimba ceva, de a emite o pretenție, de a emite o afirmație, o idee, un gând, care cumva să se îndrepte spre viața în doi. Voi vorbi despre asta imediat, că și atunci voi avea ceva de spus legat de acest trigon, dar e un moment bun de îmbărbătare, parcă primiți așa un stimulent care să vă ajute să vă puneți mai mult în valoare. E ceva ce aveți pe suflet și vreți să spuneți cuiva. Și veți căuta omul potrivit care să vă asculte și să preia ceea ce aveți voi de spus. Acest trigon are loc în jur de 7 ianuarie și care atunci la trecerea dintre zodii, că spuneam că întâi e trigon de foc, după care devine trigon de pământ, că amândouă planetele și Venus și Marte întâi sunt în zodii de foc, după aceea imediat se mută mână în mână în zodii de pământ, astfel încât focul activează ceva, dă drumul la niște motoare și după aceea imediat, după data de 7, decizia aceea pe care probabil o să o luați și posibil să aibă strânsă legătură cu viața de cuplu, să treacă la fapte, să o transformați în realitate, să nu rămână doar o idee, o afirmație, ci chiar un plan de care să vă apucați. Venus mai are două evenimente importante luna aceasta, și anume pe 13 ianuarie, Venus, care va fi la momentul respectiv deja în Capricorn, deci deja în casa a patra, într-o casă a familiei, acolo veți fi voi foarte active, foarte preocupate de ce se întâmplă în casa voastră,
Acest Venus va forma un trigon foarte bun cu Uranus, care va fi la momentul respectiv în Taur, în casa a 8-a. Această dată de 13 ianuarie poate veni cu niște mișcări în viața de familie, mișcări benefice, niște schimbări benefice. Unii pot să-și schimbe casa, unii renovează casa, unii decid să-și renoveze casa, unii caută niște bani pentru a se întâmpla ceva nou în casa lor, un împrumut, o finanțare. Se activează foarte bine atmosfera în bine, se simte o ameliorare a vieții de familie. Totuși, undeva pe 28, Venus, care tot aici în casa familiei se va afla, se va întâlni cu Pluto. Este o întâlnire anuală pe care Venus o are cu Pluto, an de an, de ceva ani buni, de mai bine de un deceniu, Venus se tot întâlnește cu Pluto și o să mai aibă câteva întâlniri până va ieși Pluto din Capricorn. Și este din nou un moment în care se discută foarte serios despre viața de familie, despre rolul vostru în viața de familie. Pot fi decizii cu iz ușor radical legat de viitorul familiei. Ne despărțim sau rămânem împreună, ne mutăm în casa nouă, facem un copil, niște decizii prin care viața voastră de până mai ieri cunoaște o schimbare, poate chiar cam abrupt, așa, neprogramată într-un fel, dar care necesită după aceea luni întregi de concentrare asupra noii decizii pe care vreți să o luați. Deci data de 28 poate veni cu un astfel de hop, poate fi unul pozitiv, curajul de a face o schimbare, sau negativ, vine o schimbare peste viața voastră care era tihnită și liniștită și vă scoate din confortul de acasă. Haideți să vorbim despre bani, care este sector acoperit de Scorpion pe harta voastră și nici pe aici nu trece nicio planetă. Ca atare am să caut guvernatorii Scorpionului unde se află pe hartă și aici vorbim despre Marte. Marte se află într-o zodie de, într-o zodie de pământ, în Taur, pe 7. Până pe 7 se află în Săgetător, v-am spus că este într-o poziție bună pentru voi, care vă dă chef, vă dă energie, relații foarte bune, dar acum vorbim totuși despre bani. Intrând în Taur, acolo Taurul pe harta voastră este tot într-un sector financiar, încât vă puteți aștepta la ceva mișcări de trupe din punctul ăsta de vedere, că acolo deja sunt niște elemente nu foarte minunate, nu foarte norocoase. Este vorba de Uranus, care da, poate activa sursele de venit pentru voi, mereu mai apar niște bani, dar probabil și niște cheltuieli, și acolo este și Lilith, care generează o fragilitate a capacității voastre de a obține bani, să zicem așa. Pe parcursul trecerii lui Marte pe aici se va întâlni și cu Uranus și cu Lilith, astfel încât pe 19 se va întâlni cu Uranus, moment în care trebuie să fiți foarte atent ce faceți cu banii, încotroi trimiteți, să nu faceți vreun gest pripit, să nu deschideți portofelul fără să gândiți, să nu faceți, nu știu, un credit prea mare pe care să nu-l puteți duce în spate, să nu promiteți un angajament financiar prea mare pentru puterile voastre. Deci există riscul de a face niște gesturi un pic scăpate de sub control, prea grozave, prea mari, prea costisitoare, prea, și să vă genereze după aceea cine știe ce dezechilibru în buget. Dar poate fi vorba și de neprevăzut. Vă treziți cu niște bani plocon la poartă. Ceva de genul. Nici nu credeți că puteți obține de undeva o finanțare, pac, pică finanțarea. Deci poate fi un risc, există și acest risc, să vă treziți în fața unei situații neprevăzute, generatoare de un pic de haos financiar. De exemplu, se strică ceva la mașină și trebuie să umblați în sertarul cu economii să dați banii aia pentru a repara mașina. E o surpriză neplăcută, mâncătoare de bani. Sau, cum ziceam, o surpriză plăcută, să puteți obține niște bani, să vină niște bani, să vi se ofere niște bani, să câștigați niște bani, dar cu un oarecare iz neprevăzut din alte surse decât cele de la care vă așteptați de obicei.
Cine știe, vă puteți aștepta și la astfel de situații. Totuși, pe 28-29, același Marte, tot într-un sector financiar, deci în Taur, acolo în casa 8-a, se va întâlni cu Lilith. Ei, aici nu mai sună așa de bine, nu prea e norocos momentul. Posibil să fie un fel de urmare a întâlnirii pe care Lilith a avut-o cu Uranus pe 21 decembrie 2020, eventual atunci dacă ați avut un mic haos financiar, acum se poate reactiva sau poate găsiți o soluție la problema de atunci. Deci Marte, în conjunct cu Lilith pe 28-29, poate genera o greșeală financiară, o ispită financiară, să fiți atras într-o afacere nu prea corectă. Deci stați departe de orice factor de risc în aceste zile, că nu prea sună bine la capitolul bani. Poate vi se pare că ați putea câștiga, vi se promit niște bani și că încolo să există o capcană. Deci să nu greșiți aruncându-vă după niște himere sau după niște promisiuni false. Mai sunt și niște momente dificile. Veți avea cam 3 momente complicate pe parcursul lunii, pe 13, pe 22 și pe 29, când acest Marte, guvernatorul Scorpionului, va forma cuadraturi cu toate planetele din Vărsător. Pentru că Marte este în Taur și Taurul în această lună intră în conflict cu toate planetele acestea din Vărsător. Deci 3 planete în Taur cu 3 planete în Vărsător, toate se vor ciondăni între ele. La voi, așadar, Taurul este într-un sector financiar, deci aveți grijă la bani, pe când Vărsătorul este într-un sector al familiei, al casei, al securității de acasă, domestice. Și de-aia am spus că cine știe vă puteți trezi cu vreo defecțiune care să necesite bani, rate, de exemplu, niște ciondăneli de familie din cauza banilor. Nu sunt bani și atunci mai apar conflicte între membrii familiei, incapacitatea de a face niște plăți pentru treburile de acasă, nu puteți plăti o factură la lumină, la întreținere, ceva care vă obligă, nu, în zilele alea vreau să spun, nu înseamnă că toată luna, în care va fi complicat pentru voi de unde să mai scot bani când uite câte plăți am în așteptare. O să faceți voi ce o să faceți, că surprize pot să apară, dar și surprize plăcute și surprize neplăcute. Dar să mă uit un pic și la Pluto, care și el este guvernatorul acestui sector al banilor pentru voi. Și Pluto are 3 momente cheie în această lună, întâlnindu-se de acolo din Capricorn, de unde se află de multă vreme, cu toate cele 3 planete rapide care trec pe aici prin vizită, pe 5 cu Mercur, pe 14-15 cu Soarele și pe 28 cu Venus. Ei, acestea pot fi niște momente mai interesante. Pluto și toate aceste planete se află în casa a patra, în casa securității voastre familiale, și se întâlnesc foarte des aceste planete. În fiecare an trec pe acolo și mai au câte o întâlnire foarte serioasă cu Pluto, dar aceste 3 planete vin în urma nebuniei de planete care a fost în 2020. Clar că ceva s-a dat serios peste cap în viața voastră familială, în liniștea casei voastre, în confortul domestic în 2020. Ați făcut mari eforturi să fiți în siguranță, chiar dacă casa pentru voi a fost izolarea, carantina, și deci a fost foarte importantă. Ați fost printre cei mai legați așa de casa voastră, de voie sau de nevoie. Acum vin aceste 3 planete să facă curățenie și fac această curățenie generală în fiecare an la urma urmei, dar acum vin după ce s-a întâmplat în Capricorn anul trecut și a rămas un pic terenul dat peste cap și vin să amelioreze, vin să repare, vin să clarifice. Probabil sunteți nevoiți să mai scoateți niște bani din buzunar, mai multicei, pentru confortul casei. Investiți în decor, în renovare, în repararea diverselor lucruri din casă și care să necesite niște investiții, probabil ceva mai mari, sau niște decizii. Pot fi și decizii majore, dacă nu cumva le-ați luat în 2020. Încă mai e timp, cam e ultima perioadă din acest an, când se mai aglomerează planete aici în Capricorn, este încă o perioadă în care preocuparea voastră pentru treburile sau cheltuielile casnice e mai mare și veți pune așa pe căprării ce aveți de făcut cu banii, probabil pentru un an de zile. Că avem de schimbat mobila în dormitor, că avem de zugrăvit, că avem de plătit rata la casă, ce ar fi să mai plătim niște rate în plus. Se mișcă niște discuții, cel puțin, dacă nu chiar niște acțiuni,
direct legate de locuință, de spațiul vostru locativ, dar care să consume sume de bani. Haideți să vorbim și despre dragoste. Am vorbit despre bani care se mișcă, dar cu mare atenție pe aici, pe acolo, că sunt niște puncte slabe pe parcurs. Vorbim de dragoste care în cazul vostru se acoperi de casa 5, adică de vărsător. Și vă spuneam la început că în vărsător se întâmplă lucruri nemaipomenite și de acolo planetele acestea vă ajută pe voi de minune. La începutul lunii sunt doar cele două planete proaspăt mutate în vărsător, Jupiter și Saturn, care la sfârșitul lui decembrie au venit mână în mână aici și s-au și întâlnit. Undeva pe 21 decembrie au avut o conjuncție unicat, nu o să mai aveți parte de așa ceva niciodată și cine știe ce a activat această conjuncție într-un sector al iubirii, al fericirii, putem spune, al speranțelor de mai bine în viitor. Pentru unii poate au fost auspicii norocoase pentru o întâlnire de destin. Poate v-ați îndrăgostit, poate a apărut cineva la orizont, poate v-a venit ideea asupra unei persoane, poate v-a atras cineva atenția în jurul vostru. Poate chiar s-a întâmplat. Acum mai vin două planete să li se alăture acestor două planete care vă spuneam că s-au întâlnit pe 21 decembrie, astfel încât pe 8 intră și Mercur aici, iar pe 19 vine și Soarele. Deci de pe 19 încolo o să fie 4 planete în sectorul iubirii pentru voi. Luna viitoare vor fi și mai multe, vor fi 8, deci și mai interesant va fi momentul respectiv. O să fie undeva în jurul lunii noi din februarie, când este anul nou chinezesc, o să fie un boom de planete în acest sector și țineți-vă bine că s-ar putea să năvălească iubirea peste voi în cazul în care nu există deja. Deci fiți deschis către noutăți, către surprize, către altă viziune asupra iubirii, clar e altă viziune. Până acum, fără Jupiter și Saturn aici, erau iubiri normale. Iubeați, vă despărțeați, iubeați din nou, reîncepeați o relație, deci ați trecut prin tot felul de experimente din punctul ăsta de vedere de-a lungul anilor. Acum, cu Jupiter și Saturn aici, nu mai e de joacă. Iubirea e marcantă pentru voi. Aveți de învățat, aveți de schimbat ceva la voi, probabil e nevoie să schimbați modul de a iubi, probabil e nevoie să schimbați șablonul de persoană de care să vă îndrăgostiți, poate până acum căutați un anumit tip, fiecare are câte un șablon așa pe care îl caută. S-ar putea să se fi schimbat acest șablon și să descoperiți că vă place alt gen de om, alt gen de femeie, alt gen de bărbat decât înainte sau apar alt gen de oameni în jurul vostru care să vă suscite interesul mai mult ca înainte. Cu planete aici tot anul, vedeți horoscopul anului 2021, ar trebui să se miște lucrurile, nu glumă, și mai ales acum în ianuarie și februarie, în ceea ce privește iubirea, acum e momentul să puneți motorul să tureze la maximum, să-l umpleți cu mult combustibil pozitiv ca să iasă de aici o relație așa cum vă doriți, de viitor, cu speranțe mari în mai bine. După ce se vor muta întâi Mercur și apoi Soarele aici, aceste două planete se vor întâlni pe rând cu cele două planete care deja se aflau aici. Astfel încât vor avea loc 4 conjuncții, foarte mult, 4 conjuncții și rare, rarisime putem spune în acest sector, iată, într-o singură lună, ce într-o singură lună, în 20 de zile, în doar 20 de zile, două planete rapide se întâlnesc cu cele două mai puțin rapide, dar generează auspicii, condiții, premizele unor surprize cu totul speciale în plan sentimental pentru voi. Prima conjuncție are loc pe 10 și apoi imediat pe 11 și 12, când Mercur are întâlnire și cu Saturn și cu Jupiter. Sunt ceva șanse de a întâlni pe cineva, de a începe o relație, de a lua legătura cu cineva, de a fi contactat de cineva, de a primi un telefon, de a face o invitație, ceva care să vină pe căi de comunicare, să zicem așa. Mercur joacă un rol. Mercur este un mesager, deci așteptați-vă la, nu știu, o relație intermediată de cineva, hai să cunoști pe cineva, la un telefon de la cineva care vă place. Luați voi legătura cu cineva care v-a plăcut pe Instagram, pe Facebook. Deci, mijloacele de comunicare pot juca un rol sau sunt relații mijlocite de cineva. Cineva intervine între voi și cineva și aveți ocazia de a vă cunoaște și de a
Cine știe dacă nu începe de aici o relație de viitor. 10, 11, 12, țineți minte aceste date că pot fi interesante la capitolul iubire. Apoi, spre final de lună, intră și soarele aici, astfel încât pe 23 soarele se întâlnește cu Saturn aici, iar pe 29 soarele se întâlnește cu Jupiter. Ei, toate aceste conjuncții, cele cu Jupiter sunt extrem de rare, au loc odată la 12 ani și cele cu Saturn au loc odată la 30 de ani. Gândiți-vă de când așteptați iubirea să dea buzna în viața voastră și cu, ca să nu mai zic că simultan Jupiter și Saturn în acest sector nu o să mai fie niciodată. Încât acum ele sunt activate. Acum de Mercur și de Soare, luna viitoare vor fi activate și de Venus. Deci țineți-vă bine că ar trebui ianuarie și februarie să apară ocazii de peste tot, bineînțeles, făcând ceva în direcția asta, că nu cred că o să bată cineva la ușa voastră. Există un moment cu totul și cu totul special și vorbesc aici de ziua de 29 ianuarie, când Soarele se va întâlni cu Jupiter și care spuneam în astrodrama lunii ianuarie că este considerată cea mai norocoasă zi din anul acesta. Pentru că Soarele se întâlnește cu Jupiter, care este un element al norocului, al întâmplării fericite. Deci, folosiți data de 29. Dacă vă place cineva, puneți mâna pe telefon și invitați-o la o cafea sau treceți printr-un loc neașteptat și hazardul vă poate aduce în cale o șansă de iubire. Sau, bineînțeles, dacă aveți pe cineva, deja, uite, la asta nu m-am referit, am vorbit mai mult de șansele de a cunoaște persoane noi și pot fi chiar relații de viitor, serioase, adevărate, intense, cu pasiune, cu atracție, cu plăcere, cu maturitate, cu încredere, cu seriozitate, cu respect, cu tot ce trebuie. E exact iubirea ideală pentru oricine. Dacă aveți deja o astfel de relație, sigur, toate aceste patru conjuncții care se vor forma pot fi puncte cheie în relația voastră. Decizii, discuții clarificatoare, cereri în căsătorie, întâlniri mai speciale, întâlniri romantice, întâlniri pasionale, excursii în doi, cine știe ce alte evenimente cu izmai aparte au loc și care să vă unească, să vă apropie mai mult, să lege mai mult relația respectivă, să aprindă mai tare flacăra iubirii. Profitați din plin de aceste cel puțin patru conjuncții, că prea sună bine aceste momente. Atâta doar că nu e doar vorba de cele patru conjuncții aici în sectorul iubirii, că toate aceste planete care se află aici, și Soarele, și Mercur, și toate, și Jupiter, toate vor forma și cuadraturi, pentru că planetele de aici, din Vărsător, intră în conflict cu planetele din Taur. Zona Taurului la voi este în casa 8-a, o casă a întâmplărilor ciudate, al transformărilor, al schimbărilor, al provocărilor, al lecțiilor de destin, al sexualității, al atracției. E o astfel de combinație între planete într-un sector al iubirii, iubirea aia adevărată pe care toată lumea o caută, cu un sector al probelor, inclusiv de natură sexuală. Există și aici câteva puncte cheie, nu tocmai fericite. 5 quadraturi, foarte mult, foarte mult pentru o singură lună. Astfel, pe 13, Jupiter, de aici, din sectorul iubirii, va forma o quadratură cu Marte, care poate să genereze tensiuni în unele relații. Nu vorbesc de cuplurile oficiale, căsătorite, în unele relații apar tensiuni, apar vorbe cam dure, apar surprize, apare riscul adulterului, apare riscul de a fi înșelat sau chiar de a înșela. Apoi, pe 22, nu, pe 18, Jupiter și el de aici, din sectorul iubirii, formează cuadratură cu Uranus, o cuadratură rarisimă, dacă nu chiar unicat, și care poate genera pentru unele relații situații fără precedent, poate chiar o ruptură, poate o surpriză neplăcută, poate un mare hop, o mare probă de încercare. Ceva se întâmplă pe nepusă masă și care vă ia prin surprindere la modul cel mai neplăcut la urma urmei. Deci vedeți, toate aceste patru conjuncții plus 5 quadraturi nu înseamnă că se întâmplă la aceeași persoană. La unii
se va activa o conjuncție bună, fericită, aducătoare de nou, la alții se va activa cuadratura. Depinde fiecare cum are și harta natală. Deci cele patru conjuncții aduc auspicii foarte bune de apropiere, de început, de noutăți, de acțiuni pozitive în plan sentimental, ori aceste cinci quadraturi pun bețe în roate, dar pun la modul cel mai grav, pentru că vin dintr-un sector al neprevăzutului, lucruri ascunse, care nici voi nu știați că există. Poate acum aflați niște adevăruri, aflați că partenerul pe care l-ați iubit de ani de zile vă înșela de ani de zile, sau se ajunge la o situație limită într-o relație care probabil deja mergea pe un teren neplăcut încă din anii anteriori și cine știe ce se poate întâmpla. O separare, gata, mergem pe drumurile noastre, că decât să ne chinuim, mai bine ne vedem de drum. Deci toate aceste momente, 13, 18, 22, 26, 29 ianuarie, generează surprize nu tocmai favorabile pentru viața în doi, în care trebuie să umblați cu foarte multă prudență, cu grijă, cu diplomație, să nu aruncați nimic în aer, să acceptați niște adevăruri în cazul în care le vedeți, că ies în sfârșit la iveală, că erau foarte multe lucruri ascunse și s-ar putea încă unele să se ascundă și mai tare în plan sentimental, că intră Marte în casa 8-a, care e o casă mai obscură, așa, sub preș, așa, și cine știe dacă nu cumva ies de sub preș niște adevăruri sau abia acum cineva le pune sub preș, poate chiar voi. Asta în cazul în care, pe lângă iubirea de cine știe cât timp, ați putea fi atrași și de alte persoane. Asta pentru că Marte și Lilith și Uranus se vor așeza în Taur, în casa 8-a, care printre altele poate avea și această conotație sexuală care să vă facă să vă pierdeți mințile la un moment dat față de cineva. Există undeva pe 28-29 o conjuncție dintre Marte și Lilith aici, în casa 8-a, casa sexualității, și care pentru unii, bineînțeles, poate să genereze o mare tentație care cine știe dacă nu pune în pericol viața de cuplu. Vom vorbi imediat despre asta. Deci, vedeți, sunt patru momente cheie nemaipomenite de care trebuie să profitați din plin. 10, 11, 12 și 23 și 29, fericirea e la ea acasă, iubirea e pe strada voastră, totul e să ieșiți, să o întâlniți, dar și cele 5 puncte dificile, care pentru unele relații, poate chiar relații vechi de ani de zile, abia acum a venit vremea să aveți curajul să încheiați, curajul să discutați niște lucruri față în față, pentru că Jupiter și Saturn n-au mai fost aici înainte, abia acum, Soarele și Mercur au mai trecut pe aici, ca atare quadratura. Acestea au mai avut loc și cu Uranus, poate mai puțin cu Marte în ultima vreme. Deci sunt aspecte complet noi de care n-ați mai avut parte înainte. Nu mai sunt aceleași ciondănel de dinainte, cele de anul trecut. Au altă conotație, poate unele mai serioase, mai grave. Hai să vedem ce e de făcut. Nu mai e de mutat de pe o zi pe alta discuția, ci de privit niște adevăruri în față și de stabilit încotro merge relația. Cam tot anul ăsta și poate mai ales acum se formează aceste quadraturi. Mai încolo nu o să se mai formeze. Acum e momentul cheie pentru unele relații cu vechi state de plată, probabil, să pună țara la cale, cum s-ar spune, pe ani de zile. Mergem mai departe, luptăm mai departe, folosim auspiciile aceste nemaipomenite ale celor patru conjuncții sau capitulăm în fața lui Uranus și a lui Marte, care vine cu bețe în roate și cu surprize nu tocmai favorabile, cu schimbări pe care aproape că nu le putem controla. Fiți pe fază să vedeți ce e de făcut, că se poate vorbi pentru unele relații că acum se scrie viitorul relației. Există viitor sau nu mai există? Hai să vorbim și de casa 7, care este casa cuplului, a relației oficiale, a căsătoriei, care e cu totul altceva decât iubirea și care este acoperită în cazul vostru de berbec și care anul trecut a fost foarte activată, prima parte al anului de Lilith, care a șubrezit un pic lucrurile pe acolo, după aceea în a doua parte anului de Marte, care e posibil să fie activat foarte mult zona cuplului. A fost foarte preocupați de acest subiect în 2020. Acum cumva intră pe un plan secund acest sector,
Pentru că Marte iese din Berbec pe 7 și abia peste vreo 2 ani va mai trece pe aici. Dar se presupune că ce a avut de activat, ce a avut de schimbat, ce a avut de înnoit, ce a avut de reașezat în planul căsniciei, deja a făcut în 2020, în a doua parte a anului. Acum să zicem că doar mai pune la încercare niște lucruri, sunt ultimele efecte pe care le lasă Marte în urmă, pentru că odată cu mutarea lui în Taur, de care tocmai v-am zis că este într-un sector mai ciudat, mai obscur, mai plin de neprevăzut și de furtuni, e posibil ca și căsnicia să treacă prin niște probe de încercare. Marte se va muta așadar în Taur pe 7, da, și pe parcursul lunii va avea două conjuncții rarisime, foarte complicate. Prima va fi pe 19 cu Uranus și care poate genera surprize neprevăzute în plan conjugal. Știu și eu ce poate să fie, orice surpriză. Dacă e surpriză, poate fi orice care să vă pice așa din senin, o ceartă între îndrăgostiți, așa să zicem, între parteneri. O iubire din afara căsniciei care să vă ia mințile. La fel se poate întâmpla pe 28-29 când Marte se va întâlni cu Lilith. Iarăși, ispitaș cam bagă coada, trece tentația prin viața voastră și foarte posibil ca unii, nu toți, bineînțeles, unele balanțe să treacă printr-un astfel de hop în care să fie puse în fața unei probe de încercare privind fidelitatea voastră sau a partenerului. Poate chiar o aventură pasageră, dar care cine știe dacă nu vă răscolește profund, care nu vă dă peste cap toată viața. Cum au loc și evenimente majore în plan sentimental, acolo în vărsător de care tocmai v-am vorbit, să nu cumva să fie inițial o simplă aventură, lasă că nu se află, și pe urmă să vă treziți că va da peste cap toată viața, toată viața de cuplu, tot viitorul. Fiți foarte prudenți încotro duceți o eventuală tentație ca să nu strice tot ce poate Marte a reușit să repare anul trecut. Tentația e mare, ispitele sunt la tot pasul și să nu riscați stabilitatea vieții de cuplu. Vor mai fi niște probe de încercare, pentru că același Marte, care este guvernatorul acestui sector al cuplului, va fi în corzi în această perioadă. Marte intră în 4 quadraturi, este implicat în 4 quadraturi și 2 conjuncții. Foarte mult semn că pentru voi căsnicia este pusă la încercare din greu în această lună, în care pentru unii chiar se pune problema unor divorțuri, unor partaje, unor despărțiri. Pentru alții poate fi vorba de incapacitatea de a se rupe de o relație. Nu mai merge relația aia, că se întâmplă și asta, nu mai merge căsnicia. Dar sunt niște atașamente atât de puternice acolo încât nu aveți puterea de a spune stop, de a decide să o luați în altă direcție. Ceva vă ține acolo, aveți o casă împreună și pentru asta n-aveți încotro și acceptați o viață de cuplu care nu vă mai satisface, care poate vă macină, vă doare, e o suferință acolo, dar bunurile comune, să zicem așa, nu vă permit să luați decizii. Sunt și niște momente bune pe parcursul lunii, dar mai degrabă la începutul lunii, cât timp Marte încă mai este în Berbec, deci încă în zona cuplului. Pe 7 Marte face un trigon foarte bun cu Venus, care poate să ofere o discuție foarte intensă, optimistă, frumoasă, entuziastă cu persoana iubită, planuri de viitor, decizii, declarații de dragoste în cuplu oficial și care să reactiveze foarte bine viața în doi și să vă apropie foarte mult și să descoperiți câtă pasiune mai este acolo, câtă iubire mai este acolo și care probabil după ce o să și consumați după ce Marte se va muta în Taur și va păstra pentru câteva zile după data de 7, va păstra acest trigon, nu mai e trigon de foc cum a fost înainte de 7, va deveni trigon de pământ, semn că pasiunea asta care se simte în viața de cuplu se poate transforma și în pasiune de cealaltă formă de formă sexuală și care să vă
proprie din nou, în cazul în care n-ați avut o viață intimă prea bogată în ultima vreme, profitați de data asta 8, 9, 7, 8, 9, că atunci este multă atracție între sexe. Altfel, da, din păcate pentru, posibil chiar pentru vechi cupluri care au copii, care au casă, care au trecut comun, e atât de intens momentul acesta cu risc. Pentru unii, repet, nu înseamnă, nu vă speriați acum că toată lumea ajunge la divorț, unii sunt afectați de aceste multiple quadraturi în care nici nu știu în ce dată să spun, că practic e odată la câteva zile mai apare câte o quadratură a lui Marte. Și cu Mercur, și cu Jupiter, și cu Saturn, și cu Soarele, deci cu toate planetele din Vărsător la urma urmei și care sunt, în cazul vostru, într-un sector al inimii. Deci aveți grijă ce faceți cu inima voastră, aveți grijă ce inițiative luați în viața de cuplu care să nu strice inima cuiva. Acum să vorbim și despre muncă, am terminat cu banii și cu dragostea, dar să știți că nu am mare lucru să vă spun, parcă nu vă preocupă așa de tare pe voi munca. Voi acum mai degrabă sunteți preocupați de ce se întâmplă acasă, ce se întâmplă în viața sentimentală, în viața de cuplu. Acolo mai degrabă sunt concentrate toate energiile voastre. Hai să zicem un pic de locul de muncă, pentru că în zona carierei, spun din start, nu se întâmplă nimic, voi aveți zona carierei în rac și pe acolo nu trece nicio planetă luna aceasta. Să zicem că sunteți încă sub influența lunii pline de la sfârșitul anului 2020, undeva pe 30 decembrie a fost o lună plină cu luna în rac, deci cu luna în acest sector. A fost probabil un moment de apogeu pentru voi și cum efectele lunii pline se simt o lună întreagă, pe semne că mare parte din luna aceasta veți fi sub influența energiei pe care luna plină a activat-o în cariera voastră. Poate vin niște urmările unor evenimente mai vechi la care ați muncit mult, poate culegeți roadele unor eforturi îndelungate, poate e și un moment de afirmare, ieșiți un pic la rampă așa și vă arătați valoarea, altfel nu trece nimic prin acest sector, deci nu s-ar spune că e o lună prea interesantă în ceea ce privește cariera. Totuși la locul de muncă se întâmplă câte ceva, locul de muncă în cazul vostru este acoperit de pești și în care de foarte mulți ani este Neptun. Nu face nimic nou Neptunul, face aceleași mișcări lente, puțin se mișcă luna aceasta, nu formează aspecte ieșite din comun, ca să vorbesc acum despre ele. De ce am să vorbesc un pic despre Jupiter, care guvernează acest sector și el, nu doar Neptun, adică zodia peștilor, și care Jupiter deja ați auzit câtă activitate are luna aceasta. Și mai bună și mai puțin bună. Hai să vorbim de cele bune. Cele bune sunt cele două conjuncții în care Jupiter este implicat, una pe 11-12 ianuarie, conjuncția cu Mercur, din zona iubirii, așa cum ziceam, asta nu înseamnă că se întâmplă ceva în zona iubirii în legătură cu serviciu, sau cine știe, pentru unii poate fi o iubire cu un coleg de serviciu, dar hai să nu ducem până acolo discuția. Un astfel de eveniment, dar care este cumva activat și mai tare pe 29 ianuarie de întâlnirea lui Jupiter cu Soarele, tot aici în Vărsător, pot fi două momente quiz festiv pentru voi în ceea ce privește locul de muncă. Este un moment foarte bun să vă găsiți un job așa cum vă place, să faceți niște proiecte la serviciu așa cum vă place, puneți multă pasiune, mult entuziasm în ceea ce aveți de făcut. Succesul, norocul, reușita sunt prin preajmă, ajunge doar să vreți și sunt ale voastre. Sunt foarte bune aceste momente, 11, 12 și din nou 29, când cine știe ce vești foarte bune legate de locul de muncă apar. Sunt cele două conjuncții foarte importante în care Jupiter joacă un rol cheie și care vă oferă niște daruri, vă oferă niște informații, vă oferă niște persoane de care vă puteți folosi, vă oferă niște resurse, idei, inspirație, căi de a merge,
soluții la probleme mai vechi, un job pus pe tavă, cel puțin data de 29, spuneam că e o zi foarte norocoasă, inclusiv în iubire, că v-am spus că se întâmplă în sectorul iubirii, în vărsător, dar cum Jupiter este, printre altele, și guvernatorul acestei zone, a locului de muncă, poate fi 29 o zi nemaipomenită să vă găsiți un job sau să aveți parte de un mare succes la locul de muncă sau să apară acolo un eveniment cu repercusiuni pe viitor, pe multă vreme de acum înainte, care să vă încânte, care să vă dea apă la moară pe ani de zile sau pe luni de zile de acum înainte. E așa un motor propulsor care vă trimite înainte, departe. Hai, poți mai mult, urcă, dezvoltă-te, upgradează-te, fă ceva, pune mâna pe unelte, arată ce poți, afirmă-te, vi se cere inițiativă, curaj, acțiune, să ieșiți în fața tuturor și să arătați la ce sunteți bun. Dar Jupiter mai este prins și în două corzi un pic de planetele din Taur. Pe 18 Jupiter va forma o quadratură cu Uranus, iar pe 29 o quadratură cu Marte. E, astea sunt tot pe 29, când vă spuneam că este și o perioadă foarte bună ca să găsiți un job, de exemplu. Dar acum nu înseamnă că acționează în același plan. Aceste două quadraturi de care aveți parte pot tensiona atmosfera la locul de muncă. Nu vă place. Chiar dacă spuneam că puneți multă pasiune în ceea ce faceți, vor fi și cele câteva momente mai dificile în care atmosfera la serviciu e îngrozitoare. Aveți impresia că nu mai belele aveți, că nu mai critici s-au adunat, nu dați randament, nu iese nimic din munca voastră, poate nici nu sunteți bine plătit în zilele respective, nu munciți fără nicio rezultat, nicio motivație financiară. Poate sunt niște lucruri care se aud, niște zvonuri, niște bârfe care vă marchează foarte tare, auziți ceva rău, că se desfințează postul și lucrul ăsta vă macină, vă chinuie. Deci pot fi și astfel de situații care până acum au stat la capac, nu au fost eliberate și acest Jupiter vine și le scoate la lumină. Și ceea ce iese poate să vă dezechilibreze un pic toată starea de aparentă liniște care exista poate la locul de muncă. Altfel, e noroc că l-aveți pe Neptun la locul de muncă, în sectorul locului de muncă, pentru că el este împăciuitorul, el este blândul, el este calmul, el este psihologul care vine și vă mai mângâie. Când vă enervați și ceva nu merge, vine acest Neptun și mai aplanează lucrurile, vă mai așează apele pe unde trece, ca să nu aveți parte de o lună continuă de tensiuni. Dar puteți profita din plin dacă sunteți în căutarea unui job, dacă vreți mai mult, dacă puteți mai mult, dacă este o competiție acolo, vreți să obțineți un anumit post, sunt aceste câteva zile, 11, 12 și din nou finalul lunii 29, plus minus câte o zi, două înainte, în care auspiciile sunt foarte norocoase, țin cu voi, sunteți susținuți să faceți tot ce vă stă în putință să vă împliniți un vis profesional. Cam asta este luna ianuarie, nu uitați și de celelalte horoscoape și horoscopul zilnic și săptămânal, în care oricum voi relua o parte din aceste aspecte și când au loc, că v-am dat niște date, când au loc, voi aminti despre ele și în horoscoapele săptămânii sau horoscopul zilei, ca să fiți la curent cu fiecare eveniment astral cu totul special în luna aceasta. Așa o lună de foc, cred că n-am mai avut de mult, să avem ziua și aspectul, ziua și provocarea și în care bineînțeles că și voi veți fi direct implicați. O lună calmă vă doresc!